O femeie care încerca să parcheze a fost la un pas să producă o tragedie. Șoferița a încurcat pedalele autoturismului și a intrat într-un parc unde a lovit un copil în vârstă de 3 ani care se tădea în leagăn. Minorul rănit a fost transportat de urgență la Spitalul Marie Curie din capitală pentru a primi îngrijiri medicale. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui posibil accident rutier pe Bulevardul Metalurgiei. Din primele verificări efectuate în urma sesizării, s-a constatat faptul că un autovehicul condus de către o femeie, în timp ce se deplasa în incinta unui ansamblu rezidențial, în apropierea unui loc de joacă, ar fi pătruns în interiorul acestuia. Din primele informații, se pare că totul s-a petrecut când femeia încerca să parcheze mașina lângă un loc de joacă. Aceasta a încurcat la un moment dat pedalele și a intrat cu autoturismul într-un copil în vârstă de 3 ani care se dădea în leagăn. Părinții minorului au sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat atât polițiștii cât și un echipaj smurt. Copilul rănit a fost transportat de urgență la Spitalul Marie Curie. În urma impactului a rezultat rănirea unui minor care a fost transportat la o unitate spitalicească în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Cercetările sunt continuate de către secția 26 Poliție în vederea stabilirii cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă să ajungă după gratii.